Bine ați venit la Bohemian's Bazaar și Open Learn, ediția a treia. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Raluca Bercea. Am venit acum vreo 2 ani din București, m-am mutat în Constanța și practic nu știam, habar nu aveam ce urma să fac aici. Bohemian's Bazaar a apărut, ideea a apărut într-o dimineață cu soare și mă gândeam eu așa cum aș putea să promovez creativitatea și cum aș putea să promovez produsele realizate de oameni pentru oameni. Așa că am zis, ok, hai să vorbesc cu Marius, să vedem ce spune de ideea mea, pentru că am găsit Forte Life un spațiu extrem de cald și calm și am zis că este spațiul ideal pentru organizarea acestui eveniment. Iată că am ajuns la ediția a treia, încet, încet, cu pași mici, după cum știți, că așa se fac schimbările. Nu peste noapte, cu toate că toți am vrea să se întâmple peste noapte, dar din păcate nu se poate așa ceva. Și vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat să fiți aici și credeți în talentul vostru de a promova creativitatea și de a promova produsele și mai mult decât atât, faptul că ceea ce faceți poate avea un impact pozitiv la nivel de societate și la nivel de comunitate. Eu aș propune acum să ne prezentăm puțin, să vedem ce facem, să vedem care sunt aturile noastre, să vedem cum putem ieși din zona de confort, pentru că știm că tuturor ne este frică să vorbim la microfon. Voi începe cu Maria, prietena mea din liceu, pe care vreau să o felicit că a avut curajul să-și urmeze pasiunea, cu toate că ea a terminat dreptul și a avut alte activități pe lângă. Mulțumesc, dragă Raluca, pentru prezentare și pentru invitație. Bună ziua tuturor! Mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră în această zi. Eu sunt Maria Neagu și sunt pasionată de când mă știu de pictură. Datorită acesteia și de dragul de a diversifica, adică de a lucra pe diferite suporturi, materiale, cum ar fi hârtie, plastic, carton, sticlă, chiar și sârmă, am ajuns să fac ceva care îmi place tare mult. Colecția de anul acesta am intitulat-o Pământ, culoare și suflet. De ce pământul și culoare? Deoarece am început în urmă cu puțin timp să fac modelaj în lut. Acesta este executat, modelat, pictat și lăcuit în întregime de către mine. De ce suflet? Pentru că nimic din ceea ce vrem să facem nu se va materializa fără suflet, fără implicare. Și dacă ne dorim totodată ca produsele noastre, obiectele noastre, să spună povestea prin ele însele. Eu vă mulțumesc tare mult și vă aștept la masa mea colorată. Mulțumesc, Gabi, și mulțumesc, Raluca, că m-a invitat la evenimentul acesta. Nu am ajutat putere ca Maria, da? Sunt trec peste emoții și cred că voi fi un pic mai șmeche și vă voi invita direct la masă. Deci pot despre mine. O să vă zic că aveam ieșit din cuib, da? Și mi-a plăcea tare mult să rămân în zona de confort. Ok. Înapoi în zona de confort, Gabi. Asta este tot ce știm. Haideți să trecem aici la rumegușul acesta produs cu mult talent. Bună ziua, ce e produs rumeguș? Modelez lemnul. Fac multă mizerie, dar în urma mizeriei rămân și lucruri utile, frumoase, calde, din lemn. Și vă invit să încercați, să vă jucați și voi cu lemnul. Mulțumesc, Marian! Haideți să trecem la Matei. Vine un miros afectat.
să vede despre ce e vorba. Este Victorin și sunt pasionat de multe lucruri frumoase, dar printre care unul dintre ele este și pâinea și aromatul. De când eram mic, am așa o inclinație către creativitate și sunt pasionat de a realiza tot felul de forme. Pâinea îmi dă această ocazie să pot să fac aceste să zic așa, idei creative și vă invit la mine aici, la stand, să puteți vedea aceste părere. Mulțumesc! Și eu mă vă invit la o degustare de pâine cu sare, da? În cazul în care ați uitat ce înseamnă pâinea cu sare. Haideți să trecem mai departe. Andreea, te rog. Bună, sunt Andreea. Ceea ce fac eu se numește quilling. Din hârtie fac diverse modele, de la cercei, prelocuri, felicitări, albume personalizate în funcție de ceea ce dorește omul. Eu știu dacă îi place o anumită culoare, dacă îi place să viziteze lumea, pot să fac de Paris, de Anglia, de așa. Dacă, de exemplu, e ziua mamei, legat de ziua mamei, dacă e pentru un copil mic, albume personalizate, așa, brățări, coliere și am făcut și niște mici, cum să zic, decorațiuni de Crăciun. Așa. Și vă invit să veniți să aflați mai multe de la mine. Dacă vreți să aflați mai multe. Mulțumim, Andreea. Haideți să trecem la Lia. Bună, eu sunt Lia. Pe Bailia, pentru mine, ca și pentru Maria, m-a dus la această din pasiune și din vis. Am visat să pot picta și mi-am dorit foarte mult ca culorile să facă parte din mine. Am început cu pictura și am început la alte materiale, am diversificat, am încercat să iau materiale pe care alții le aruncă și să le dau valoare. Am început să fac oglin, să pictez sticlă, să lucrez sârmă, și orice altceva ce poate să devină ceva frumos. De asemenea, fac ateliere de pictură pe sticlă, aici la Marius, așa că vă aștept astăzi la masa mea să vedeți ce lucruri frumoase, zic eu, am reușit să realizez pentru Crăciun. Și pe 20 vă aștept la atelierul de pictură, de la 11 la ora 13. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Ia. Haideți să trecem la Cristina. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Suntem aici într-un loc magnific. E live, da. Ce pot să vă spun este că eu vă invit într-o călătorie minunată alături de un personaj simpatic pe numele lui Globi. El ne însoțește în jurul Pământului pe toate cele 7 continente în povestea lui Micuțul Globi și magia Crăciunului. Descoperind alături de voi copii și de părinți legende, simboluri, tradiții din diverse țări de pe toate cele 7 continente ale Pământului. Pe cei mici îi invităm să coloreze personajele acestei povești și să descopere alături de părinți, sigur, ceea ce înseamnă un bonsai, ceea ce înseamnă tradiția ceaiului, să vizităm împreună Statuia Libertății, piramidele, Ținutul Antarcticii, să aflăm ceea ce au o ikebana sau
origami și multe, multe alte minuni ale acestei planete. Aceasta este povestea micuțului Globi și vă aștept aici să o descoperim împreună alături de Globi. Mulțumesc și eu, Cristina. Livia? Numele meu este Maria Livia Raluca. Emoții foarte mari. Un eveniment foarte frumos. La mine totul a început dintr-o joacă. Am dorit să-mi fac bijuterii personale și să fie cât mai vesele și cât mai colorate. Și să fie ușor de făcut pentru toată lumea. Pot fi făcute și de către copii dacă vor avea plăcerea să încerce. Eu asta am încercat. A fost o provocare și am încercat să-mi umplu timpul liber lăsat pe lângă job-ul care l-am de zi cu zi, acela de economist. Este o tot altă activitate. Mulți ar întreba de ce, pentru că nu au nimic în comun. A fost ceva nou, a fost o provocare. Sper să fie și pentru voi. Vă invit la o provocare. Mulțumesc frumos și bine ați venit! Și mulțumesc la toți pentru invitație! Mulțumesc, Lina, și eu! Să trecem la Lina și Unic Hands. Sunt Alina Pis și produc cerceluși și accesorii din Fino pentru Unic Hands. Așa cum zicea și colega mea de vecina mea de masă, tot economică sunt și eu. Și am început acum 7 ani, tot din... și prea mult timp liber. Mă invit la masă, am cerceluși, am lingurițe, pentru copii și am. Mulțumesc și eu, Alina. Hai să trecem la Alex și Claudia Moise. Bună ziua! Noi reprezentăm Cleopatra's Boutique și Cleopatra's Boutique înseamnă lucruri făcute cu drag, de la croșeturi, papioane, bijuri, până astăzi, unde am ajuns chiar la dulcețuri de casă și chiar și o afină de la, sau nu, afinată de la Bucovina și pălincă de Marea Mureș. Avem aceste produse la liber, cum se spune, dar ele vor face parte și din coșuri de Crăciun. Și acesta este un nou produs pe care îl lansăm anul acesta de sărbători, coșuri de Crăciun. Și începutul nostru e legat de Forte Life, de Marius, care ne-a propus la un moment dat să facem un atelier de creație. Și de la acel atelier de creație am ajuns la ce vedeți pe masă și plus o să mai vedeți niște fluturași. Unde sunt câteva poze cu aranjamente florale de nuntă și nu mai ocupăm și cu asta. În concluzie, Cleopatra's Boutique înseamnă soacra mea, cumnata mea și mai ales soția mea, iar eu sunt persoana care din când de când vorbește la microfon și mai pune o poză pe Facebook sau mai dă niște telefon. Vă mulțumesc! Să trecem mai departe. Nu? Bine, hai că vorbesc eu. Eu sunt Raluca. Acesta este magazinul meu, My Fair Lady Shop. Este inspirat din filmul cu Audrey Hepburn. Ideea de bază este că îmi doresc să redescoperim împreună feminitatea și ceea ce înseamnă eleganța. Acum am disponibil aceste rochii negre pentru că mă gândesc că orice femeie are nevoie de o rochie neagră, un little black dress pentru orice eveniment. Și de asemenea vă mai invit să degustați trufele din ciocolată făcute de mine azi noapte, de precizat, da? Deci sunt fresh, proaspete. Mama mea este partener alături de mine și pe viitor vă vom invita la lansările colecțiilor noastre de rochii. Mai departe, Mona. Bună, sunt Mona și fiind sănătoare. Hei, mama mea, povestea.
poezie postmodernistă, am încercat să creez un link emoțional să mă apropii de tinerii care știți că nu prea mai citesc. De ce androgin? Întotdeauna m-a fascinat acest mix. Se spune că la început pe pământ trăiau ființe androgine de formă sferică. Acestea erau compuse fie din doi bărbați, fie din două femei, fie dintr-un bărbat și o femeie. Ei stăteau lipiți spate în spate, aveau putere nemărginită. Temându-se de puterea lor, zeii au încercat să-i despartă și au reușit într-o oarecare măsură. Dar au început să moară de dor și de dispete și nu știau ce soluție să găsească ca să-i salveze. Și atunci a fost creat Eros, el a semănat iubirea între oameni. De atunci jumătățile se tot caută. Cred că știți și voi foarte bine, nu? Că le tot căutăm. Cam asta e tot. Aștept să o citiți. Mulțumesc, Mona! Mai departe, la Elena și Ovidiu. Elena, ne spui câteva cuvinte despre fotografiile tale, voastre, ale voastre. Da. Hello, numele meu este Elena. Numesc ca nu țin microfonul. Nu sunt filmată. Ba, da, da. Despre mine nu are sens să vă spun mai lucru. Am mai venit și aici am trecut și mă bucur că am revenit. Și le văd oameni frumoși. Oameni care îmi plac, oameni autentici. Prin fotografia asta încerc să fac, să promovez autenticitatea țării, a românilor. Românilor care au ceva de zis, au ceva de transmis, au ceva de trezit în alți oameni. Și anume dorința aia de a crea. Da. Fotografiile mele vorbesc despre România, despre zonele din România și despre oamenii din România. Emoții. Multe emoții. Am adus o parte din fotografie astăzi aici, să le vedeți și voi. Și mai departe o să-i plasez microfonul lui Ovidiu. Fac asta de 2 ani, mi-am revenit cuvintele. Fac asta de 2 ani de zile. Încerc să fac terapie prin fotografie. Adică să vorbesc cu oamenii, să încerc să scape de anumite complexe pentru a ajunge la un nivel de apreciere, acel nivel la care se accepte, să se iubească așa cum sunt și să se simtă bine în pielea lor. Dacă să iasă din zona de confort cu capul sus și să simtă că pot merge mai departe cu ceea ce sunt și ceea ce fac ei. Cam atât despre mine și ceea ce fac și da, o să sar peste Ovidiu de ok, face cam același lucru pe care îl fac și în același mod. Da. Ovidiu! Bună ziua, mă numesc Ovidiu, am început fotografia pentru joacă, cumpărând din prima mea cameră foto din salariu, o cameră mică de dufunar, care era o cameră, acea cameră avea multe sete manuale, era o cameră Canon. Și în felul ăsta am început să mă joc cu timp de expunere și lumii, cu lanterne, făcând acasă urmat de jocuri. Până la un moment dat, când am început să citesc despre fotografie și am văzut că fotografia sunt mai mult decât niște setări, ca niște momente, niște momente surprinse cu oameni, niște peisaje speciale pe care vreau să le păstrez pentru mine pentru mai mult timp. Și cam atât. Da. Mulțumim! Acum, în continuare, mai avem un expozant prezentat. Este vorba despre Oana și sale produse de chir. Ne va spune mai multe. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru întârziere, în primul rând. În doilea rând, mulțumesc la Luca pentru ocazia de a fi aici la acest târg minunat. Eu sunt și Marisimo, nu sunt de față, dar a trebuit să fug să fiu prezent aici în rândul vostru. Eu sunt Oana, sunt din Zekir Girl. Și am lansat anul acesta o gamă de produse dermatocosmetice, ce se numește Techir, și care se diferențiază în piața asta aglomerată de cosmetice românească prin faptul că aceste produse conțin niște ingrediente cheie, și anume apa salină, lămolul și algele din mărul Techir.
Astăzi am onoarea de a lansa aici alături de vechi și gama de săpunuri naturale de chir, pe care vă invit cu drag să veniți să le mirosiți și să le testați, alături de produse. Vă mulțumesc și vă aștept la start! Mulțumesc, Oana! Și acum, în continuare, o să urmeze workshop-ul organizat de Maria, atelier cu pietricele din lut. Dacă doriți să participați, copilași, există și o taxă de participare a atelierului, este 15 lei. Mergeți la masa Mariei aici și ne organizăm. Mulțumesc!